This morning we're going to address our secular age. În dimineața aceasta ne vom adresa vremii noastre seculare. We live in an age without God. Trăim într-o vreme fără Dumnezeu. An age centered on humanism. Într-o vreme care este centrată asupra umanismului. And we're not going to debate that fact. Nu vom dezbate acest adevăr. We're simply going to see what the Bible says in regard to the way men behave today. Ci doar ne vom uita la felul în care Biblia descrie comportamentul omului din ziua de azi. This is not an apologetic. Nu este un curs de apologetică. I'm not trying to argue a point. Nu încerc să argumentez un anumit punct. But to let you know what the Bible says with regard to man's secular view. Ci doar vreau să vă descriu ceea ce spune Biblia cu privire la perspectiva omului secular. Now I want to sandwich this in the gospel of Jesus Christ. Aș vrea însă să pun lucrul acesta în contextul Evangheliei Domnului Iisus Hristos. So before I begin with the text, let me say this. Așa că înainte ca să încep să intrăm să studiem textul acesta, vreau să spun următorul lucru. This is the historic Christian proclamation of the gospel. Aceasta este proclamarea istorică a Evangheliei Domnului Iisus Hristos. That the God of the Bible is the creator of the universe. Că Dumnezeul Scripturii este creatorul universului. That he sustains the universe. Că El susține universul. That every beat of your heart and every breath of your lung comes from him. Că fiecare bătaie a inimii tale și fiecare respirație a plămânilor tăi vine de la Dumnezeu. That he is pure spirit and not man. Că El este un duh perfect, nu este om. He does not lie and has no need to repent. El nu minte și nu trebuie să se pocăiască. That he is holy. Dumnezeu este Dumnezeu sfânt. And he is righteous. Și este neprihănit. He is good. El este bun. He is love. El este dragoste. That he created man for a specific purpose. Dumnezeu l-a creat pe om pentru un anumit scop. He created man for his own glory. L-a creat pe om pentru slava sa. And for his own good pleasure. Și pentru plăcerea sa proprie. That is to say that the world is theocentric. Aceasta înseamnă că lumea aceasta este teocentrică. Everything centers around God. Totul se centrează în jurul lui Dumnezeu. It was made by him. Universul acesta, lumea a fost făcută de El și a fost făcut pentru El și se va întoarce la El, whether in salvation or in judgment. Fie în mântuire, fie în judecată. That this God is magnified in his dealings with men. Și acest Dumnezeu este mărit prin felul în care lucrează între oameni. Now let's talk about the Christian view of man. Haideți să vorbim despre perspectiva creștină asupra omului. The Bible declares that man is fallen. Biblia ne spune că omul este căzut în păcat. Ever since our first father Adam sinned in the garden. De când tatăl nostru, primul nostru tată Adam, a căzut în păcat în grădina Eden. Since then we have been a fallen race. De atunci suntem o umanitate căzută. We are born in sin. Suntem născuți în păcat. We are born spiritually dead. Suntem născuți din punct de vedere spiritual morți. We are born children of wrath. Suntem născuți oameni, copii ai mâniei. We go out from the womb disobeying God. Când ieșim din pântecele mamei, deja ieșim în neascultare de Dumnezeu. The Bible even goes so far to say, Biblia merge până acolo încât spune in Romans 1, that all men are haters of God. În Roman capitolul 1 că toți oamenii sunt ființe care îl urăsc pe Dumnezeu. Not only have we broken God's law with regard to God. Nu numai că am încălcat legea lui Dumnezeu cu privire la Dumnezeu. But we have broken his law with regard to one another. Dar am încălcat legea sa în ce privește relația noastră cu oamenii. That law is summed up in two commandments. Și legea aceasta este sumarizată în două porunci. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta și cu toată puterea ta. Though we have been recipients of his goodness. Deși noi am primit bunătatea lui Dumnezeu. We have not done that. Totuși, nu l-am iubit pe Dumnezeu în felul acesta. The second commandment is similar. A doua poruncă este similară. We are to love our neighbor as ourselves. Să ne iubim pe cei apropiați ca pe noi înșine. In that too we all have failed. Și în această poruncă am eșuat. The greatest love of a man's life.
Cea mai mare dragoste a unui om, in his fallen state, în condiția sa căzută în păcat, is himself. Este el însuși. We are lovers of self rather than lovers of God. Noi suntem iubitori de sine în loc să fim iubitori de Dumnezeu. And from this break forth all the wars and adversities that we see on this planet. Și din acest adevăr reiese toate confruntările și războaiele care există pe planeta noastră. If a man were to deny the existence of God, dacă un om neagă existența lui Dumnezeu, he would still have to declare mankind sinful. Totuși ar trebui să declare umanitatea păcătoasă. Simply based on how we treat one another. Doar prin faptul sau din faptul în care noi ne tratăm unii pe alții. Since the fall of Adam there has been no peace on this planet. Încă de la căderea în păcat n-a mai existat pace pe pământ. If we pass through a period when there seems to be no war, dacă am luat o perioadă din istorie sau am trece printr-o perioadă în care pare să nu fie niciun război, it is only because everyone is reloading their guns. Este doar pentru că fiecare își încarcă pușca. This is man. Acesta este omul. Now here is the great question. Și iată marea întrebare. What is God to do with the likes of us? Ce să facă Dumnezeu cu oameni ca și noi? Many times we will point to some of the greatest criminals in history. Uneori suntem gata să arătăm cu degetul spre cei mai mari criminali din istorie. And use them as an argument that God is not good. Și să argumentăm din aceste exemple că Dumnezeu nu este bun. Or that God is not just. Sau că Dumnezeu nu este drept. We'll say, why does God not judge Hitler? Și vom spune de ce Dumnezeu nu l-a judecat sau nu îl judecă pe Hitler. Why doesn't he stop a Mussolini or a Stalin? De ce n-a oprit pe un om ca Mussolini sau Stalin? If God is just, why does he allow these men to do such damage on the earth? Dacă Dumnezeu este drept, de ce îngăduie ca astfel de oameni să facă astfel de ravagii în lume? But when we say that, we do not realize how blind we are. Însă când spunem acest lucru, ne dăm seama cât de orbi suntem. We do not realize how hypocritical we are. Nu ne dăm seama cât de fățarnici suntem. Because here's the problem. Pentru că iată care este problema. If God intervenes into human history, dacă Dumnezeu intervine în istoria umană and judges a Hitler or a Mussolini, și judecă pe un om ca Hitler sau Mussolini, then what is he to do with you? Atunci ce ar trebui să facă cu tine? If he stops Hitler in his sin, dacă Dumnezeu l-ar opri pe Hitler în păcatul lui, you must realize he must also stop you. Atunci ar fi trebuit să te oprească și pe tine, să te pedepsească pentru păcat. Because all have sinned and fallen short of the glory of God. Pentru că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Now the Bible says because God is just and holy. Și Scriptura spune pentru că Dumnezeu este sfânt și drept. He will bring all men to an account. El va aduce pe toți oamenii la socoteală. And he will judge all men according to their deeds. Și va judeca pe toți potrivit cu faptele lor. And if men are judged merely on the basis of their deeds. Și dacă omul este judecat doar pe baza faptelor sale, then there is no hope for man. Atunci nu există nicio nădejde pentru om. For even our greatest works of righteousness are nothing more than filthy rags. Deoarece chiar faptele noastre cele mai bune sunt ca niște cârpe murdare înaintea lui Dumnezeu cel Sfânt. We come down to an essential problem. Așa că venim la o problemă esențială. How can man be saved? Cum poate omul păcătos să fie mântuit? If we were to all come to God as a great committee, dacă toți am venit la Dumnezeu ca un comitet organizat, and ask him to forgive us all, și am zice lui Dumnezeu, trebuie să ne ierți pe toți, to bypass all our sin, să treci pe lângă toate păcatele noastre, then we have presented before the throne of God a moral problem. Atunci am prezentat înaintea lui Dumnezeu o problemă morală. That moral problem is this. Și problema morală ar fi aceasta. If God is just, he cannot forgive us. Dacă Dumnezeu este drept, nu ne poate ierta. Because we are criminals. Pentru că suntem încălcători de lege. Justice demands that it be satisfied. Și dreptatea cere să fie satisfăcută. So how can God save man? Și atunci cum poate Dumnezeu să mântuiască pe om? According to the sovereign plan of God. Potrivit cu planul suveran al lui Dumnezeu. His design. Planul său. God becomes man. Este acesta, Dumnezeu devine om. The Son of God walks on this planet as a man. Fiul lui Dumnezeu umblă pe pământ ca un om. In one person, two natures. O singură persoană, două naturi. He
He is God. El este Dumnezeu. And he is man. Și este om. And he lives a life of perfect obedience before the law of God. Și trăiește o viață de ascultare perfectă față de legea lui Dumnezeu. And then according to the plan of God, he goes to that tree called Calvary. Și potrivit cu planul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu merge la acel deal numit Golgota. On the cross he bears the sin of his people. Și acolo pe cruce el poartă păcatele poporului său. He bears their guilt. Poartă vinovăția lor asupra lui. It is imputed to him. Și această vinovăție este imputată, este pusă asupra lui, în contul lui. Reckoned to his account. Și este pusă în contul lui. And then God treats him as guilty. Și Dumnezeu îl tratează pe fiul său ca și cum ar fi fost vinovat. God withdraws his favorable presence from his only son. Dumnezeu își retrage prezența sa plină de har deasupra fiului său. And then his son is crushed under the wrath of God. Și fiul său este zdrobit sub mânia lui Dumnezeu. And then he cries out, "It is finished." Și apoi strigă, "S-a sfârșit." He had suffered our punishment. El a suferit, a luat asupra lui pedeapsa noastră. Satisfied justice. Și astfel a satisfăcut, a împlinit dreptatea. He appeased the wrath of a holy God against us. Și a calmat mânia lui Dumnezeu care era îndreptată asupra noastră. And into his father's hands he committed his spirit. Și și-a predat Duhul său în mâinile lui Dumnezeu. The wages of sin is death. Plata păcatelor, păcatului este moartea. Christ died for his sinful. Hristos a murit pentru oamenii păcătoși. On the third day, rose again from the dead. A treia zi a înviat din morți. This was a public declaration. Și prin aceasta s-a făcut o declarație publică. God's declaration that Jesus the Nazareth of Nazareth was the son of God. Declarația publică făcută de Dumnezeu Tatăl că Iisus din Nazaret era fiul lui Dumnezeu. It was also God's declaration that Christ's death on that tree truly satisfied justice. De asemenea era declarația lui Dumnezeu că moartea fiului său Iisus Hristos pe cruce de fapt satisfăcea dreptatea lui Dumnezeu. That the price truly was paid. Prețul a fost plătit. Then Christ ascended up and sat down at the right hand of the Father. Apoi Hristos s-a înălțat și acum șade la dreapta Tatălui. He's King of Kings. El este împăratul împăraților. Lord of Lords. Domnul domnilor. And the only Savior. Și singurul mântuitor. There is one God. Există un singur Dumnezeu. And only one mediator between God and men. Un singur mijlocitor între Dumnezeu și om. The man Christ Jesus. Omul Iisus Hristos. And the only way for men to return to God. Și singura modalitate prin care omul poate să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. Is through the person and work of Christ. Este prin persoana și lucrarea lui Hristos. He is the way. El este calea. The truth. Adevărul. And the life. Și viața. And no one comes to the Father except through him. Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, spune Iisus. Now I understand in our postmodern world. Acum înțeleg că în lumea noastră, în vremea noastră postmodernă, that sounds arrogant. Că lucrul acesta pare arogant. It sounds exclusive and sectarian. Pare exclusivist și sectarian. I'm aware of all that. Și sunt cunosc lucrul acesta. But the opinions of this postmodern world do not set the stage for truth. Opinia însă acestei lumi postmoderne nu stabilește adevărul. It is true whether the culture likes it or not. Fie că această cultură îi place sau nu, acest adevăr, aceasta este adevărul. And every culture. Și fiecare cultură. And every man. Și fiecare om. Must be confronted with Christ. Trebuie să fie confruntat cu Hristos. And every man must take a decision with regard to this unique person in history. Și fiecare om trebuie să ia o decizie în raport cu această persoană unică a istoriei. As C.S. Lewis put it, he's either lord, lunatic, or liar. Așa cum spunea C.S. Lewis, fie este Iisus Hristos este domn, este un nebun sau un mincinos. Who do you say that he is? Dintre aceste trei, care zici tu că este Iisus? Now let's look at our passage that we have before us. Și acum să uităm la textul pe care îl avem înaintea noastră. We're going to read verses 1 through 4. Versetele 1 la 4. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă dacă
de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu, dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici, nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea, de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul. In verse 1 we read that the Bible says the fool has said in his heart there is no God. Versetul 1 din Psalmul 14 spune că Dumnezeu zice despre omul nebun că zice în inima lui nu este Dumnezeu. Now before we look at this, I want to discuss the difference between atheism and practical atheism. Aș vrea să prezint o distinție între ateism și ateismul practic. Although the number is growing, we have to admit that very few people in this world claim to be atheists. Deși numărul crește, pot să vă spun foarte clar că sunt puțini oameni în lumea aceasta care se declară ateiști. But we need to recognize there is a difference between a professing atheist and a practical atheist. Însă există o distinție între omul care spune că este ateu și omul care este ateu în practică. A confessing atheist is one who says outright, I do not believe in God. Ateul cu vorba spune eu, nu cred în Dumnezeu. But a practical atheist. Ateul în practică may even declare that he has a belief in God. S-ar putea să declare cu gura că el are o credință în Dumnezeu. He may even declare that he believes in the God of Scripture. S-ar putea chiar să declare că există un Dumnezeu ca și Dumnezeul Scripturii. And yet for every practical purpose he is an atheist. Și totuși din motive practice el este un ateu. Because he lives in this world as though there was no God. De ce? Pentru că trăiește în lumea aceasta ca și cum nu ar exista un Dumnezeu. He is not devoted to God. Nu este devotat lui Dumnezeu. He does not seek God. Nu-l caută pe Dumnezeu. He does not consider the word of God. Nu se gândește la cuvântul lui Dumnezeu. He does not seek to conform his life to the word of God. Nu dorește să-și conformeze viața după Sfintele Scripturii. He may even call himself a Christian. S-ar putea chiar să se numească creștin. But in reality he's a practical atheist. Dar de fapt în realitate este un ateu în practică. Because we need to realize that there is no separation between confession and reality. Pentru că trebuie să înțelegem că nu există o distinție între ceea ce spune cineva și realitatea cu privire la acea persoană. If you confess something with your mouth, dacă mărturisești ceva cu gura ta, it is of zero value in the Christian life. Are o valoare, are zero valoare pentru un creștin. Unless it is evidenced in the reality of your life, the way you live. Dacă nu este dovedită mărturia ta cu viața pe care o trăiești. Now I am not a prophet or the son of a prophet. Acum nu sunt niciun proroc, niciun fiu a unui proroc. And I cannot look in your heart. Și nu pot să privesc în inima dumneavoastră. But statistics and history are on my side. Însă statisticile și istoria sunt de partea mea. There may be a few professing atheists here today. S-ar putea să fie unii atei în mijlocul nostru care mărturisesc că sunt atei. But I can assure you that there are practical atheists here today. Dar pot să vă asigur că astăzi aici sunt atei în practică. You remember Paul's words to Titus. Vă aduceți aminte de cuvintele apostolului Pavel scrise lui Tit. In chapter 1 verse 16. Versetul capitolul 1 versetul 16. They profess God with their mouth. Ei mărturisesc pe Dumnezeu cu gura. But with their deeds they deny him. Dar cu faptele lor îl neg pe Dumnezeu. Are you a practical atheist? Și întrebarea este aceasta, ești ateu din punct de vedere practic? Or maybe we can say you are a partial atheist. Sau poate că ești un ateu parțial. Your entire week is lived without any concern for God. Toată săptămâna o trăiești fără nicio preocupare, fără niciun gând la Dumnezeu. But you reserve every Sunday morning in order to be religious. Oh, dar spui deoparte duminica dimineața să fii religios. You see? Înțelegeți? Some of you look rather concerned. Unii dintre dumneavoastră deja începe să vă îngrijorați. Remember, my dear friend. Aduceți-vă aminte, prietenilor. Jesus said that many would come before him on that day. În ziua aceea vor veni mulți înaintea lui Hristos. And say, Lord, Lord. Și vor spune, Doamne, Doamne. And he would say, depart from me, I never knew you. Și Iisus le va spune, depărtați-vă de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. It says a fool has said in his heart, there is no God. Nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. That seems like strong language. Pare un limbaj foarte puternic.
God does not pamper men. Să știți că Dumnezeu nu îl mângâie sau îl trapează ca pe un copilaș. Although he is a loving God, și Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor. He is not concerned about the attitudes of men toward him. Dumnezeu nu este așa de mult preocupat de atitudinea omului față de el. He tells men the truth about themselves. Dumnezeu îi spune omului adevărul cu privire la sine. And that's why men often get angry. De aceea uneori oamenii se mânie. My mother used to say when we were little children. Când eram copii mici, mama obișnuia să spună. If we got mad at something that she did or said, dacă ne mâniem pe ceva ce a făcut ea sau a spus, she would always tell us this. Întotdeauna ne spunea următorul lucru. Are you mad? Ești mânios, mâniat? I'd say yes. Ești supărat? Da. She said, well, you can get glad in the same pants you got mad in. Dar să știi că în aceeași pantaloni poți să fii și mânios și bucuros. Because I'm not going to change. Pentru că eu nu o să mă schimb. We live in a world, and even in evangelical Christianity. Trăim într-o lume și chiar în creștinismul evanghelic. Remember of all the stuff I've warned you about coming out of America. Vă aduceți aminte de toate avertismentele pe care semnale de avertizare pe care le-am tras cu privire la ceea ce vine din America. A humanistic evangelicalism. Un evanghelism umanist. Where everything revolves around man. Totul se învârte în jurul omului. And God does everything for man. Și Dumnezeu face totul pentru om. And man and God could just not lose man and still be God. Și spun oamenii aceștia, Dumnezeu nu-l poate pierde pe om și să rămână Dumnezeu. That's a lie. Este o minciună. Let me share with you something that Tozer said. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră ceva ce a spus Tozer. He said, if every man on this planet went blind immediately, every person on the planet, dacă fiecare om de pe planeta aceasta ar orbi dintr-o dată, it would not diminish the glory of the sun, the moon, and the stars. N-ar micșora gloria și strălucirea soarelui și a lunii și a stelelor. And if every person on this planet became an atheist, și dacă fiecare persoană de pe planeta aceasta ar deveni în mod automat un ateu, it would not diminish the glory of God. N-ar micșora gloria lui Dumnezeu. God would continue in his glory. Dumnezeu ar continua în gloria și slava sa. And his infinitely blessed state. Și în condiția sa infinit de binecuvântată și fericită. So my dear friend, when God tells us the truth, așa că atunci când Dumnezeu ne spune adevărul, we had better listen. Trebuie să ascultăm, ar fi bine să ascultăm. Now why does he use the word fool? Acum de ce folosește cuvântul acesta nebun? The fool has said in his heart there is no God. Nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu. That seems sort of unusual. Pare neobișnuit. Because most people who claim not to believe in God, pentru că majoritatea oamenilor care pretind că nu cred în Dumnezeu, say they do not believe in God because of their great intelligence. Spun că nu cred în Dumnezeu datorită marilor inteligențe. But God said, no, you're a fool. Dumnezeu spune, nu, ești nebun. Now, what is a fool in Scripture? Cine este sau cum este cine este nebunul în Scriptură? A fool is not a person who is necessarily ignorant. Nebunul nu este neapărat omul care este neînvățat, ignorant. A fool is not a victim who simply cannot understand. Nebunul nu este o victimă care nu poate să priceapă, este limitat în capacitățile sale mentale. A fool is a fool. Nebunul este nebun because he knows what is true. Pentru că el știe care este adevărul. And fights against it. Dar se luptă împotriva adevărului. He hates the truth. Urăște adevărul. He refuses to submit to the truth. Refuză să se supună adevărului. The truth that he knows. Adevărul pe care îl cunoaște. Now let's look what it says. A fool has said in his heart there is no God. Nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu. And then he says they are corrupt and they have committed abominable deeds. Și apoi spune s-au stricat oamenii, fac fapte urâte. Just look at this. Uitați-vă cu atenție la aceste cuvinte. In the scriptures, God does not acknowledge the existence of atheism. În Scriptură, Dumnezeu nu recunoaște existența ateismului. As a matter of fact, scripture says that all men know God. Scriptura de fapt spune toți îl cunosc pe Dumnezeu. But they deny the existence of God. Însă neagă existența lui Dumnezeu because they are corrupt.
De ce? Pentru că sunt corupți, stricați în inima lor. And they commit wicked deeds. Și pentru că ei fac fapte rele. They do not want a God in their universe. Ei nu vor să fie un Dumnezeu în viața lor, în universul lor. Because they are not like God. De ce? Pentru că nu sunt ca Dumnezeu. And they hate his law. Și urăsc legea lui Dumnezeu. Because they are not like God. Pentru că nu sunt ca Dumnezeu. Now let me give you an example. Vreau să vă dau un exemplu. I went to a small high school, but it was kind of rough. Am mers la un liceu mai mic și era mai greu acolo. And I was one of the worst in the high school. Eram printre cei mai răi elevi în liceu. Now some of you young people, tell me if you'll probably understand this. Cei care sunteți mai tineri probabil veți înțelege aceasta. You're there in class. Ești acolo în clasă. And you're all a bunch of, do you have the word hoodlums? No. You're all a bunch of students who really don't like class. Și sunt acolo, ești împreună cu elevii care toți parcă nu prea le place școala. You don't like the teacher. Nu-ți place nici de profesor. You don't want to study. Nu vrei să studiezi. You'd rather go out and do something else. Vrea să pleci de la școală și să faci altceva. But there's one student in the class. Dar este un student în clasa aia that loves the teacher. Care tare mult îi place de profesor. Loves the class. Îi place și clasa. Studies all the time. Și învață toată ziua. And answers all the questions. Și răspunde la toate întrebările. Now how do all the other disobedient students treat that one student? Cum îl tratează elevii neascultători pe acel student? They hate him. Îl urăsc, nu-i așa? They wait for him outside in order to beat him up. Îl așteaptă la ieșirea din școală să-l bată bine. Why do they hate him? De ce îl urăsc? Because he is good. De ce? Pentru că el este bun. And they are not. Și ei nu sunt buni. That's why they hate him. De aceea îl urăsc pe acest elev. That is why natural man hates God. De aceea omul firesc, nemântuit, îl urăște pe Dumnezeu. God is good. Dumnezeu este bun. And God has demanded we follow his good law. Și Dumnezeu ne cere să urmăm, să împlinim legea sa cea bună. But we're corrupt. Dar suntem corupți, stricați. Our deeds are evil. Faptele noastre sunt rele. And so we hate that law. Și astfel noi urâm această lege a lui Dumnezeu bună. Sometimes on a university campus. Uneori în campusul universitar, students will say, I don't want the God of the Bible. Studenții vor spune, eu n-am nevoie de Dumnezeul Bibliei. Because he has all these restricting laws. Are toate aceste legi care mă limitează. Rules that take away my freedom. Reguli care îmi iau libertatea mea. And that won't let me do what I want to do. Și nu mă lasă să fac ce vreau eu. And I always ask them this question. Și întotdeauna îi întreb. Just what laws are you talking about? Despre ce legi vorbești? Is it the one that says you should love your neighbor as yourself? Legea sau porunca care spune să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți? Is that restricting your freedom? Asta limitează libertatea ta? So that must mean you really don't want to love your neighbor. Înseamnă că nu vrei să-ți iubești aproapele. Are you talking about the one that says you should not lie? Vorbești despre acea poruncă care zice să nu minți? Well, if that's restricting what you want to do, then you must be a liar. Dacă asta te împiedică să faci ceea ce vrei tu să faci, înseamnă că ești un mincinos. Oh, you mean the commandment about adultery? A, vorbești despre porunca împotriva adulterului? About it's important to keep ourselves pure. Și că este important să te păstrezi curat. So we can truly love and be faithful to one person. Ca să poți să iubești și să fii credincios unei singure persoane. You hate that law? Urăști această lege? It restricts your freedom. Îți restricționează libertatea? Do you see what's being said? Observați ce spun acești oameni. God's laws are good. Legea lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu sunt bune. They're wonderful laws. Sunt minunate. Do not covet the things your neighbor has. Să nu lăcomești după lucrurile aproape lui tău. Do not commit murder. Să nu ucizi. Honor the creator who made you. Onorează-l pe creatorul care te-a făcut. Do not turn away from him. Nu-ți întoarce spatele la Dumnezeu. Love the Lord your God. Iubește-l pe Domnul Dumnezeul tău. Love your neighbor as yourself. Iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Are those the commandments you hate? Aceste porunci le urăști? Well, then what type of person are you? Atunci ce fel de persoană trebuie să fii tu? The reason why men say there is no God? Motivul pentru care omul spune că nu există Dumnezeu? Because they hate him.
este pentru că îl urăsc pe Dumnezeu. And they hate him because he's good. Și îl urăsc pe Dumnezeu pentru că este bun. And so they'll do everything in their power to pull God out of their thoughts. Așa că vor face tot ce pot ei ca să îl scoată pe Dumnezeu din gândul lor. Now look at verse 1 here at the end. It says there is no one who does good. Ultima parte a versetului 1, nu este nici unul care să facă binele. If I were to dismiss this church right now and we were to go out into the city with a questionnaire. Dacă ar fi să plecăm acum, să încheiem aici totul și să plecăm în oraș cu un set de întrebări. And we were to ask each person, și să întrebăm pe fiecare persoană pe care o întâlnim. Do you feel that you're basically a good person? Crezi că în esența ta, în natura ta ești un om bun? Everyone would say probably yes. Cred că majoritatea ar spune, da, cred că da. But that is a direct contradiction of the law of God. Dar este în directă contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Let's say a person says, I am good. Hai să zicem, o persoană zice, eu sunt bun. I take care of my wife. Mă îngrijesc de soția mea. Love my children. Îmi iubesc copiii. I work hard. Lucrez din greu. I don't steal. Nu fur. Let's say that at least partially what they're saying is true. Hai să zicem că în parte ceea ce spun ei este adevărat. I want you to think about something. Dar vreau să vă gândiți la ceva. He is saying that he is good. El spune că este bun. Based upon a humanistic view of the world. Bazat pe o perspectivă umanistă asupra lumii. That there is no God. Că nu există un Dumnezeu. And that he has no responsibility toward God. Și că nu are nicio responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. He defines his goodness in relationship to other men. Și definește bunătatea sa în raport cu alți oameni. Ask him this question. Dar puneți-i următoarea întrebare. Are you good to the God who made you? Ești bun în comparație cu Dumnezeul care te-a creat? Do you treat him correctly, the God who gives you every breath? Cum te relaționezi la Dumnezeu care îți dă fiecare respirație? You'll find that that person ignores God. Veți afla că acea persoană îl ignoră pe Dumnezeu. Does not care what his law says. Nu-i pasă de ce spune legea lui Dumnezeu. And maybe the greatest of all sin lives in total ingratitude. Și probabil unul dintre cele mai mari păcate este că trăiește într-o viață lipsită de mulțumire față de Dumnezeu. If what the Bible says about God is true, dacă ceea ce spune Scriptura despre Dumnezeu este adevărat, then every breath that you breathe comes from God. Atunci fiecare respirație pe care o ai vine de la Dumnezeu. And yet most men live with total lack of gratitude toward the one who made them and sustained them. Și totuși majoritatea oamenilor trăiesc fără nicio mulțumire față de Dumnezeul care i-a creat și îi susține. If parents work hard in order to raise a child and put him through college. Dacă părinții lucrează din greu ca să-și crească copilul și apoi să-l trimită la școală. And the child shows no gratitude. Și copilul nu arată niciun semn de mulțumire. We say that that child is a wicked, selfish person. Am spune că acel copil este un copil rău și egoist. God gives you breath. Dumnezeu îți dă să respiri. He created you. Te-a creat. He gives rain. Dă ploaie. He makes the crops grow. Face ca plantele să crească. All the things that he does. Și tot ce face el. Yet we show little gratitude. Și totuși, în schimb, noi nu arătăm nicio mulțumire. Is not natural man wicked and self-centered? Oare chiar nu este omul nemântuit, păcătos, rău și egoist? Ungrateful and uncaring with regard to God. Nerecunoscător față de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el. There really is no one who does good. Nu este nici unul care să facă binele. Let's read verse 2. Versetul 2. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Now, the Lord looks down from heaven upon the sons of men. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor. That's omniscience. Și asta vorbește despre omniștiența lui Dumnezeu. There are two things about God that terrify a thinking man. Sunt două lucruri cu privire la Dumnezeu care ar trebui să producă teamă în inima omului. One is God's omnipresence. Unul este atot prezența lui Dumnezeu. That God is everywhere. Și anume că Dumnezeu este peste tot.
But omnipresence doesn't just mean that God is everywhere. Dar aceasta nu înseamnă în mod neapărat că Dumnezeu este peste tot. But it means that he is everywhere in his fullness. Ci că el este prezent peste tot în toată plinătatea sa. It doesn't mean that God's just big. Nu înseamnă doar că Dumnezeu este mare. Like his head is in China and his foot is in Los Angeles. Ca și cum capul său ar fi undeva în China și piciorul lui ar fi undeva în Los Angeles. But it means that God is everywhere in his fullness at the same time. Înseamnă că Dumnezeu este în toată plinătatea sa prezent peste tot în același timp. He's everywhere. Este peste tot. And he is omniscient. Este omniscient. He knows everything. Cunoaște toate. Absolutely everything. Absolut totul. Before the word comes off your tongue, he knows it. Înainte ca să iasă vorba de pe limba ta, Dumnezeu deja o cunoaște. Now, he knows things exhaustively. Dumnezeu cunoaște totul în mod exhaustiv. But now here's the thing that always just amazes me. Și iată un lucru care întotdeauna mă uimește. He knows all things without effort. El cunoaște toate lucrurile fără niciun efort. He doesn't have to investigate. Nu trebuie să investigheze nimic. Or calculate. Sau să calculeze. He knows. Știe. Without effort. Fără niciun efort. Now, it says the Lord looked down from heaven upon the sons of men. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor. There is nothing hidden from him. Nimic nu este ascuns de privirea sa. Nothing. Nimic. Now look what it says about men. Și apoi uitați ce spune despre om. He looks down from heaven to see if there are any who understand, who seek after God. Domnul se uită să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Now the Hebrew word translated understand, cuvântul din ebraică care este tradus cu cuvântul pricepere, can also mean to act wisely. Poate să însemne de asemenea a acționa în mod înțelept. Now I want you to think about three things. Vreau să vă gândiți la trei lucruri. Understand. A înțelege. Act wisely. Acționa cu înțelepciune. Seek God. Și a căuta pe Dumnezeu. One of the things that a rational mind learns to do. Unul dintre lucrurile pe care o ființă rațională învață să le facă is organize priorities. Este să-și organizeze prioritățile. If I am dying of a heart attack at this moment, dacă aș muri acum de un atac de cor aici, I'm not going to be thinking about running to a store and buying a pair of shoes because there's a sale over there. Nu m-aș gândi să mă duc și să alerg la magazinul cu tare să-mi cumpăr o pereche de pantofi că sunt la reducere. Now maybe my wife might. S-ar putea ca soția mea să o facă. But I'm not going to. Dar eu n-o să mă duc. A rational creature is going to think about priority. Pentru că o ființă rațională se va gândi întotdeauna la priorități. My priority is a doctor and a hospital. Prioritatea mea este să găsesc un doctor într-un spital. That is rational. Asta e lucrul rațional. An understanding person. Asta face un om care pricepe, înțelege. Who is acting wisely. Și care acționează cu înțelepciune. Now, we know there is a God. Acum noi știm că există un Dumnezeu. But God says that there are none who act wisely or understand in this matter. Dumnezeu spune nu există niciunul care să acționeze cu pricepere. How does man manifest that he doesn't understand? Cum își arată omul fapt acest adevăr că nu pricepe? He doesn't seek God. Nu-l caută pe Dumnezeu. Now if you were going to have a priority list. Acum dacă ai avea o listă cu priorități. And you knew there was a God. Și ai ști că există un Dumnezeu. And you knew that your entire life depends upon a relationship with him. Și că toată viața ta depinde de o relație cu Dumnezeu. And you know that eternity, your eternal destiny depends upon him. Și că destinul tău etern depinde de relația ta cu Dumnezeu. Don't you think you'd make that a priority? Nu crezi că ai face din acest lucru o prioritate? Most people give greater priority to their shoes. Însă majoritatea sau mulți oameni fac o prioritate mai mult cu privire la încălțămintea lor. Again, if we dismiss this church and went out and did a questionnaire. Și dacă am merge din locul acesta cu întrebări. We say, sir, do you believe in the God of the Bible? Și am spune, domnule, crezi în Dumnezeul Scripturii? Most would say, yes. Majoritatea ar spune, da. Do you believe that your life depends upon him? Crezi că viața ta depinde de Dumnezeu? Yes. Da.
Do you believe your eternal destiny depends upon him? Crezi că destinul tău etern depinde de Dumnezeu? Yes. Da. Do you seek God? Îl cauți pe Dumnezeu? No. Nu. If that doesn't fit the definition of a fool, I don't know what does. Acum, dacă aceste lucruri nu se potrivește cu definiția nebunului, atunci nu știu ce altceva ar fi un nebun. Now think about that. Gândiți-vă. Let's say that you've lived in Brașov all your life. Poate ai, să zicem, ai locuit toată viața ta în Brașov. But you've got a desire to drive to Cordoba, Spain. Dar ai dorința asta să mergi până în Cordoba, în Spania. You got the car packed? Ți-ai împachetat bine lucrurile în mașină? Start up the car? Pornești motorul? Your wife's with you? Soția ta este cu tine? Honey, do you have a map? Dragă, ai o hartă cu tine? No. No, nu. Have you ever been to GPS. Cordoba? Ai fost vreodată la Cordoba? No. No. Do you have a GPS? Ai un GPS? No. No. Are we following somebody? Mergem după cineva care știe drumul? No. No. And your wife's going to say, she's going to get out of the car. Soția ta știe ce va face, va ieși din mașină. What's wrong with you? Care e problema cu tine? This is foolish. E o nebunie. We can't go to Cordoba without a map. Nu putem merge în Cordoba fără hartă. Well, you know, it just takes so long to find one. Ah, dar știi cum e? Atât de mult timp îți ia ca să găsești o hartă. It's going to take longer to find Cordoba. Dar mult mai mult îți va lua ca să găsești Cordoba. You see, even in practical, you know, daily life, that's just absolutely foolish. Vezi, chiar și în viața practică de zi cu zi, astfel de decizii sunt nebunești. Now, why do men do this? Și atunci, de ce fac oamenii acest lucru? Again, verse 3. Din nou, versetul 3. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Now, notice here that whenever it says, whenever it points to men who say there is no God, observați că de fiecare dată când Scriptura zice despre oamenii care zic că nu există Dumnezeu, or whenever it points to men who act like there is no God, sau când vorbește despre oamenii care trăiesc ca și cum n-ar exista Dumnezeu, it never says that they do that because of intellectual reasons. Nu spune nicăieri că eu fac datorită unor motive intelectuale. It's not because of a heightened academic. Nu datorită unei școlarizări de grade înalte. It always points to moral corruption. Ci întotdeauna motivul este datorită stricăciunii morale. Again, men do not seek God. Omul nu-l caută pe Dumnezeu. Because God is good. Pentru că Dumnezeu este bun. And men do not want God's good law. Și oamenii nu doresc legea bună a lui Dumnezeu. This is the reason why the Bible says over and over that men do not seek God. De aceea Biblia spune de multe ori că omul nu-l caută pe Dumnezeu. Once an old preacher was listening to a boy who said, I have been seeking God all my life. La un moment dat un predicator mai de demult a auzit un băiețel care spunea, l-am căutat pe Dumnezeu toată viața mea. And the old preacher said this. Și predicatorul a spus, son, you have sought God in the same way a criminal seeks a policeman. Fiule, tu l-ai căutat pe Dumnezeu așa cum un criminal îl caută pe polițist. You have not been seeking God. Nu l-ai căutat deloc pe Dumnezeu. You have been evading him every step. Ce ai încercat să-l eviți, să scapi de el de fiecare dată. Now there's another foolish thing, don't you think? Nu vi se pare și acest lucru un lucru nebunesc? You are going to evade a God who is omniscient and omnipresent. Vrei să scapi de un Dumnezeu care este atot prezent, prezent peste tot și cunoaște toate lucrurile. It's not going to happen. Nu se va întâmpla, nu vei putea să scapi. Now I want to share with you something. Vreau să împărtășesc ceva cu dumneavoastră. Our society becomes increasingly corrupt. Societatea noastră devine tot mai stricată. And people have gone headlong into sin. Și oamenii merg cu toate forțele înainte spre păcat. And many of these people who have embraced immorality. Și oamenii care au îmbrățișat imoralitatea will form clubs. Vor forma cluburi, groups and associations. Grupuri și asociații. Now why do they do that? De ce fac ei acest lucru? They call them support groups. Ei se numesc grupuri de sprijin. Why do they need support groups? De ce au nevoie de sprijin? I'll tell you why. Vă spun de ce. Because when they are alone,
Atunci când sunt singuri, all by themselves, numai ei, their conscience eats them to pieces. Conștiința lor îi frământă. And so they've got to seek out other fellow sinners. Așa că trebuie să caute alți oameni păcătoși, to comfort one another, ca să se mângâie unul pe celălalt, in order to quiet their conscience, ca să liniștească conștiința lor, because their conscience is screaming at them, deoarece conștiința lor strigă puternic. There is a God. Că există un Dumnezeu. You have broken his law. Ai încălcat legea lui. You are wrong with him. Ai greșit înaintea lui. What you're doing is evil. Și ce faci este rău. It's one of the great reasons for taverns where men can go and drink. Unul dintre motivele pentru care există baruri ca să meargă oamenii și să bea. They can calm their conscience. Este că prin aceasta ei își calmează conștiința. They can affirm one another. Se pot sprijini unul pe celălalt. And they can pour liquor in their body until they no longer think. Și pot să-și toarne alcool în trupul lor până când nu mai pot gândi clar. Notice that as the society gets farther and farther away from God, cu cât societatea se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu, things increase around us that have the purpose of calming our conscience. Lucrurile parcă se înmulțesc, acele lucruri care au menirea aceasta să liniștească conștiința. Alcohol. Alcoolul. Drugs. Drogurile. This is the big one coming from the West. Are you ready? Următorul lucru care vine din vest. Sunteți pregătiți? Extremely dangerous. Foarte periculos. Entertainment. Distracția. Leonard Ravenhill said that on the tombstone of America they will write these words. Ravenhill spunea că pe mormântul unui pe mormântul Americii vor fi următoarele cuvinte. She entertained herself to death. S-a distrat până la moarte. And that West has come to you, Romania. Și acest vest a venit la voi în România. No one thinks anymore. Nimeni nu mai gândește acum. Now, just look for a moment at our education. Haideți să ne gândim puțin la sistemul de educație. As far as technology, we're extremely advanced. În ce privește tehnologia, suntem extrem de avansați. Extremely advanced. Foarte avansați. You are extremely advanced. Și dumneavoastră sunteți avansați în tehnologie. Kids are carrying around little computers that have more technology in them than what they used to send the rocket to the moon. Copiii dumneavoastră poartă în mâinile lor o tehnologie atât de complicată, mai complicată de ceea ce foloseau ca să trimită rachetele pe lună. We have a lot of technology. Avem tehnologie multă. But our knowledge of literature? Dar cunoașterea noastră de literatură? It's going down. Merge în jos. Our knowledge of philosophy? Cunoașterea noastră de filozofie? Nobody cares. Cui pasă? Theology? Teologie? Nobody cares. Nimănui nu-i pasă. History? Istorie. Nobody cares. Nimănui nu-i pasă. Technology. Tehnologia. Money. Banii. Entertainment. Distracția. Materialism. Materialism. To keep you from thinking. De ce? Ca să te ajute să nu gândești. Notice they no longer teach classical logic at school. La școală nu se mai învață logica clasică. Well, they don't want anyone to think. Pentru că nu vor ca oamenii să gândească. Thinking people are dangerous. Oamenii care gândesc sunt periculoși. Thinking people may find the Bible in its original languages. Oamenii care gândesc ar putea să cerceteze Scriptura în limbile în care a fost scrisă. And you know what happens when that occurs? Și știi ce se întâmplă când oamenii fac acest lucru? It's called a reformation. Se numește reformă. And it changes an entire continent. Schimbă un întreg continent. Don't you see that the benefits the West has received? Vedeți care beneficiile pe care vestul le-a primit. Comes from a return to scripture. Dacă sunt beneficii, sunt datorită faptului că s-a întors înapoi la Scripturi. Tyndale. Luther. Calvin. The reformers. Marii reformatori. The Puritans. Puritanii. On and on. Și pot să continui. See, they don't want young people, I'm going to talk to you now for a moment. Acum tinerilor vreau să vă spun vouă câteva momente. They don't want you to think about the big questions. Nu vrea să vă gândiți
cu privire la marile întrebări ale vieții. They want you to concern yourself more with what is the fashion coming out of Paris or New York. Ei vor să să fii mai mult preocupat de moda care vine din Paris sau New York. What is the latest movie? Care e ultimul film care a apărut? What is the latest rage and immorality? Care este ultima față a imoralității? Let us eat and drink, for tomorrow we die. Să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. I want us to turn for just a moment. We're going to finish. Let's just turn to the book of John. Înainte ca să încheiem, aș vrea să deschidem la Ioan, Evanghelia după Ioan. Chapter 3. Capitolul 3. Verses 18 through 21. Versetele 18 la 21. Oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele, dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. The greatest revelation of God in the history of the universe is the person of Jesus Christ. Cea mai mare revelație a lui Dumnezeu în istoria omului este persoana Fiului Său, Iisus Hristos. What did man do to Jesus Christ? Și ce a făcut omul cu Iisus Hristos? Crucified. L-au răstignit. Why do men not come to his light? De ce nu vin oamenii la lumina lui Hristos? Because their deeds are evil. Pentru că faptele lor sunt rele. In the jungle there are insects everywhere. În junglă sunt insecte peste tot. Spiders and roaches and all kinds of bugs. Păianjeni și tot felul de gândaci. You turn over a rock in the jungle. Dai o piatră la o parte. And they run when the light touches them. Și cum vine lumina, îi vezi că dispar. They want to hide in the dark. Pentru că le place să se ascundă în întuneric. They are accustomed to darkness. Sunt obișnuiți cu întunericul. They feel safe in the darkness. Se simt în siguranță în întuneric. It's the same way with men. Așa este și cu omul. They do not want God's light. Nu vor lumina lui Dumnezeu. Because they're accustomed to the darkness of their own immorality. Pentru că sunt obișnuiți cu întunericul imoralității lor. And they hide in their immorality. Și se ascund în imoralitatea lor. That's why you could be out somewhere where all students are walking around having a good time. De aceea poți să fii într-un loc unde toți studenții se distrează. And you just have to walk up to a group of young boys. Și să mergi la un grup de tineri. And say, can I talk to you for a second about Jesus? Și să le spui, să le spui, vreau să-ți vorbesc, pot să-ți vorbesc puțin despre Isus? They become angry. Încep să se mânie. They want to get away. Și vor să scape de tine. Why? De ce? This very reason. Iată motivul. This very reason. Acesta este motivul. Now how then can men come to the light? Cum pot să ajungă oamenii la lumina lui Hristos? I want you to understand something. Vreau să înțelegeți ceva. Men can only come to the light through a work of Almighty God. Omul poate să vină la lumină doar prin lucrarea Dumnezeului suveran. God has the power to change a heart. Dumnezeu are puterea să schimbe inima. Is he changing yours? Ți-a schimbat el inima ta? Has he changed your heart? Ți-a schimbat inima? Are you beginning to see things you've never seen before? Ai început să vezi lucruri pe care nu le-ai văzut până acum? The sin that you once loved. Păcatul pe care odată l-ai iubit. Are you now beginning to see how sick and grotesque it truly is? Ai început tu să vezi cât de urât este păcatul? And the God you once ignored. Și pe Dumnezeul pe care odată îl ignorai. Are you beginning to be drawn to him? Ai început să fii atras către Dumnezeu? Are you beginning to see the worth of Jesus Christ? Și să vezi meritul lui Iisus Hristos? Do you desire him? Îl dorești tu pe Dumnezeu?
Do you see that his work of salvation is the only means of salvation? Înțelegi tu că lucrarea de mântuire a lui Hristos este singura modalitate spre mântuire? Then run to him. Atunci aleargă la Hristos. Believe in him. Crede în Hristos. Turn away from trusting in every human effort. Pune deoparte orice încredere pe care ai avut-o în efortul uman. Turn away from trusting in any so-called good deed. Nu te mai încrede în ceea ce noi numim fapte bune. Turn away from all hope in any religious activity. Nu-ți mai pune nădejdea și speranța în vreo activitate religioasă. And trust in Jesus Christ alone. Și pune-ți credința în Iisus Hristos și numai în El. Christ alone. În Hristos și numai în El. A good illustration of what it means to trust in Christ alone. O ilustrație bună a ceea ce înseamnă să te încrezi în Hristos și numai în El. An illustration of a person who truly trusts in Christ alone. A unei persoane care cu adevărat s-a încrezut în Hristos. If you walked up to them, dacă te-ai duce la acea persoană, and you said, "Surely you are going to heaven." Și ai spune, cu siguranță tu vei merge în cer. Because you are such a good person. Pentru că ești o persoană atât de bună. You do so many good things. Faci atât de multe lucruri bune. The true Christian, when they heard that, adevăratul creștin când aude acest lucru, they would become nauseous inside. Ar trebui să fie deranjați. Even to the point of throwing up. Aproape până acolo încât să vomite. They would say, "No, no." Și ar trebui să zică, nu, nu. It's a lie, it's a lie. E o minciună. I'm going to heaven. Eu mă duc în cer. But only because of Christ. Dar numai datorită lui Hristos. Nothing in my hands do I have to offer God. Nimic în mâinile mele nu am ceea ce aș putea să ofer lui Dumnezeu. My best works only condemn me. Pentru că cele mai bune fapte ale mele, de fapt, mă condamnă înaintea lui Dumnezeu. My hope is built on nothing less. Speranța mea se clădește pe nimic altceva. Than Jesus Christ and His righteousness. Decât în Hristos Iisus și neprihănirea Sa. We're going to heaven. Mergem în cer. Based upon virtue and merit. Bazat pe virtutea și meritul. But based upon the virtue and the merit of another. Dar nu ale noastre, ci ale altei persoane. Jesus Christ, our Lord. Ale Domnului Iisus Hristos. Repent. Pocăiește-te. Believe the gospel. Crede în Evanghelie. And if you come to believe the gospel, și dacă ajungi să crezi în Evanghelie, you truly have eternal life. Atunci ai viață veșnică cu adevărat. But the evidence that you have truly believed, dar dovada că într-adevăr ai crezut, that you have truly confessed him as Lord, că într-adevăr l-ai mărturisit pe Iisus ca Domn, will be that he who began a good work in you will finish it. Va fi că cel care a început în tine această bună lucrare o va duce la bun sfârșit. He will begin to change you. Și va începe să te schimbe. And sovereignly work in your life. Și să lucreze în mod suveran în viața ta. He will bless you. Te va binecuvânta. Teach you. Te va învăța. Discipline you. Te va disciplina. He will make sure that you become more and more conformed to the image of Christ. Și se va asigura că vei deveni tot mai mult asemenea chipului lui Hristos. That is the gospel. Aceasta este Evanghelia. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Father, I pray that you would use your word. Tată, te rugăm să-ți folosești cuvântul tău. To move in the hearts of this people. Să lucrezi în inimile oamenilor. That men might repent and believe, pentru ca oamenii să se pocăiască și să creadă în tine, and be saved, și să fie astfel mântuiți. In Jesus' name, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Cuvântul a fost predicat cât se poate de clar. Nu știu în dimineața aceasta. Nu cunosc inima, nu cunoaștem inima nimănui și inima noastră este înșelătoare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar poate în dimineața aceasta ai zis, eu m-am bazat până acum pe faptele mele, m-am bazat pe religia mea, chiar baptist, penticosal, creștin, pe Evanghelie, orice religie avea. Niciuna dintre acestea nu au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Dacă viața ta n-a fost schimbată de Domnul Iisus Hristos. Și poți să iei hotărârea în dimineața aceasta și să zici, vreau și eu ca Iisus Hristos să vină în viața mea să mă schimbe și de acum înainte să-L slujesc pe El.
Aceasta este decizia ta. La terminarea acestui program poți să vii aici în față să vorbești, fie cu fratele Paul, fie cu mine. Dacă ai nevoie de mai multe sfaturi, suntem aici la dispoziția ta. Dar nu uita că Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi pentru slavă. Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. Dumnezeu vrea să petrecem o întreagă veșnicie în prezența lui Dumnezeu, unde este adevărata binecuvântare și fericire. Dumnezeu ne-a creat pentru glorie, nu pentru pământul acesta corupt și trecător. Corul va cânta o cântare care vorbește despre acest dor de cer. Dor de cer. Nu știu dacă este aceasta dorința ta în dimineața aceasta. Îl dorești tu pe Dumnezeu cu toată inima ta. Dorești tu prezența lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu în viața ta. Mă rog ca Dumnezeu să lucreze. Haideți să ascultăm cântarea corului.